Bine v-am regăsit și mă bucur că vă pot pune încă o întrebare. Întrebarea de săptămâna trecută se referea la această balanță. O pasăre colibri zboară în repaus față de aer, sub un clopot de sticlă pus pe unul din talerele balanței. Balanța a fost în echilibru când pasărea nu zbura. Întrebarea este, mai este în echilibru și acum? Acum când pasărea este în aer? Răspunsul este că da, balanța este în continuare în echilibru. O singură persoană s-a încumetat să răspundă la întrebare. Este vorba despre Alexandra Popa, care spune că n-a fost niciodată bună la fizică, dar a reușit să dea un răspuns perfect, ba chiar a explicat din ce cauză balanța rămâne în echilibru. Asta voi încerca să fac și eu în continuare și vă rog să încercați să urmăriți explicația până la sfârșit, pentru că atunci când voi termina explicația, care durează doar câteva minute, voi pune și o întrebare suplimentară care, cred eu, este foarte interesantă. Dacă avem un sistem închis, de pildă o cutie închisă hermetic, atunci masa cutiei nu se schimbă indiferent ce se întâmplă în interiorul ei. Acum nu vorbim despre fenomene extreme care s-ar putea întâmpla acolo, nucleare sau mai știu eu de care. Vorbim despre lucruri care se întâmplă în viața de toate zilele. Și dacă masa cutiei nu se schimbă, atunci nici greutatea ei nu se schimbă. Un alt exemplu ar fi un camion care transportă păsări. Indiferent dacă păsările din camion stau pe podeaua camionului sau zboară toate în interiorul camionului, masa camionului și deci și greutatea lui rămâne aceeași. Acum ne putem întreba de ce. Ați văzut, dacă nu în realitate, atunci în filme, ce se întâmplă când un elicopter se apropie de suprafața Pământului sau de suprafața apei. Apropo, se spune că probabilitatea ca un film să fie bun este invers proporțională cu numărul de elicoptere care apar în filmul respectiv, așa că eu vă voi arăta doar două elicoptere pe acesta și imediat vă voi arăta încă unul. Se observă cum un curent foarte puternic de aer pornește de la elice în jos și lovește Pământul. Acest lucru se observă și mai bine dacă observăm un elicopter care este în repaus față de aer deasupra apei. Pe apă se observă foarte bine efectul curentului de aer care lovește suprafața apei. Ceea ce se întâmplă este că pentru a rămâne în aer, elicopterul trebuie să împingă aer în jos cu o forță egală cu greutatea lui și atunci el va fi în echilibru. Dar asta presupune apariția unui curent de aer care la rândul lui lovește și apasă asupra Pământului sau asupra apei, în funcție de ce se găsește sub elicopter. Deci apăsarea elicopterului nu se schimbă, chiar dacă el este în aer. El produce în continuare o apăsare prin curentul de aer care pleacă de la elice. Deci forța pe care elicopterul o produce cu ajutorul elicei în jos se transmite prin curentul de aer, prin ciocnirea, de fapt, dintre curentul de aer și pământ sau apă, Pământului. Și în camionul cu păsări se întâmplă același lucru. Dacă păsările zboară, atunci aripile lor produc curenți de aer care produc o apăsare pe platforma camionului cu o forță totală egală cu greutatea păsărilor care se găsesc în aer. Sub clopotul de sticlă de pe balanță avem exact același fenomen. Ca să stea în aer, pasărea colibri trebuie să apese aerul în jos cu o forță egală cu greutatea ei. Și atunci produce, exact ca și elicea elicopterului, un curent de aer care lovește talerul balanței și care produce o forță orientată în jos, egală, de fapt, cu greutatea păsării colibri, în cazul nostru. De fapt, așa cum am spus, nu se poate face nimic pentru a schimba masa unui sistem închis. Și am vorbit despre acest lucru în clipul Rețeta de pâine, al cărui link îl găsiți în descrierea acestui clip. Chiar dacă facem ca un corp să nu atingă pereții cutiei
folosind alte metode, alte forțe, rezultatul va fi același. De pildă, am putea folosi forțe arhimedice pentru ca un corp să plutească în interiorul cutiei. De pildă, un balon umflat cu heliu. N-are importanță. Masa cutiei va fi aceeași ca în cazul în care balonul ar fi dezumflat și ar sta pe partea de jos a cutiei. Sau am putea folosi forțe electrice. Electrizăm două corpuri cu sarcini de același semn și unul este în aer, respins de corpul care se găsește jos. N-are importanță. Rezultatul este același, masa și greutatea cutiei rămân aceleași. Sau am putea folosi forțe magnetice. De fapt, se și folosesc astfel de forțe magnetice în cazul unor trenuri de mare viteză. Trenul, în timpul deplasării, nu atinge șinele, nu atinge calea pe care se deplasează. Este în levitație magnetică. Dar asta nu înseamnă că nu apasă pe calea pe care o parcurge. Apasă în continuare cu o forță egală cu greutatea lui, care se transmite infrastructurii pe care se deplasează prin câmpul magnetic. Dacă n-ar fi așa, atunci n-ar fi nevoie de o infrastructură atât de solidă, cum se vede în fotografie. Și acum, întrebarea suplimentară, un pic mai grea. Există așa numitele poduri de apă. De pildă, în fotografie, vedeți podul de apă de la Magdeburg, din Germania. Oare când o ambarcațiune traversează podul, se produce o apăsare mai mare asupra infrastructurii de susținere a podului decât în cazul în care e doar apă? Adică, cu alte cuvinte, când trece o ambarcațiune, picioarele podului simt o apăsare mai mare decât atunci când pe pod este doar apă. Asta este întrebarea și gândiți-vă bine. Și acum, întrebarea de azi. Ea se referă la această fotografie. Știți că există sateliți de telecomunicații, sateliți geostaționari, care sunt folosiți pentru retransmiterea unor canale de televiziune, posturi de radio, pentru internet și așa mai departe. Pentru recepția semnalelor unui astfel de satelit se folosesc antenele parabolice. În această fotografie vedeți o astfel de antenă parabolică pe fundalul unui foarte frumos apus de soare. Și întrebarea este următoarea. Această antenă este în emisfera nordică sau în emisfera sudică? Dacă nu știți cum ați putea găsi răspunsul, vă sfătuiesc să vă informați despre sateliții de telecomunicații. Vă va ajuta. Succes și la revedere!